Alerta la 112 a fost dată duminică după amiază în jurul orei 17 și 30 de minute. Litoralul era în plin cod galben de vânt puternic. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost dat dispărut în largul mării la Costinești. El plecase pe mare duminică dimineață, în jurul orei 8. Soția bărbatului dispărut a venit la recepție și a anunțat dispariția acestuia. Am sunat la 112, în urma apelului autoritățile au încercat să-și facă treaba, încă sunt pe mare, căutările sunt. Imediat la fața locului au ajuns mai multe echipaje de la ISU Dobrogea. De asemenea, Centrul Maritim de Căutare și Salvare al Autorității Navale Române a trimis nava TEA, Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Însă căutările au fost îngreunate de intensitatea vântului, care a fost extrem de mare. Așa că acestea au încetat. A fost un vânt foarte puternic de uscat. Marea a fost liniștită, dar vântul foarte, foarte puternic. Tot ce plutea sau ceva de genul prindea și zbura în larg. Vânturile au fost neprienice, marea fiind foarte agitată, mare de gradul 3-4 la clasă. Ceea ce nu ne-a permis să intrăm nici cu ambarcați în cap. Căutările au fost reluate luni dimineață. Ne-au solicitat să-i ducem până la barcă. I-am dus până la barcă și până am fost noi cu schijetul să ne uităm în nepavă, că aveau ei niște vorbe că ar fi intrat în nepavă. Acționăm cu 26 de scafandri, cu ambarcațiune CBRN din portul Comis, cu colegii de la frontieră, colegii de la Arzvom, facem căutări atât pe malul mării, cât și în mediul submersibil, cât și pe apă cu ambarcațiune. De asemenea, tot în această dimineață au fost reluate și căutările pentru tânărul care a dispărut la Costinești pe 9 august.